Întâlnirile pe care Marin Condescu le are cu membrii Consiliului de Administrație de la Clubul de Fotbal Pandurii Lignitul Târgu Jiu au loc mai mult din întâmplare. Aurel Popescu a povestit unde și cum discută cu bosul de la Pandurii despre soarta clubului. Când a fost ultima dată când ați participat la o ședință a Consiliului de Administrație la Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu? N-aș putea spune neapărat ultima ședință. Întâlnirea au fost mai multe. Cu domnul Condescu m-am întâlnit de mai multe ori, pentru că primăria are foarte multe lucrări de făcut la baza sportivă pe care o are în administrare. Ședința despre care a vorbit Marin Condescu nu a existat de fapt niciodată. A fost un fel de întâlnire ad hoc, la care prezența a fost opțională și nu a existat o ordine de zi sau un proces verbal încheiat. Mai oficial a fost în luna august o întâlnire la care s-au purtat ceva discuții. N-am stat până la sfârșitul acestei întâlniri pentru că am avut ceva probleme de rezolvat la primărie cu o altă întâlnire pentru o delegație care venea din străinătate. A trebuit să plec, nu am rămas până la final, dar am deci avut o întâlnire. Deci nu ați semnat niciun proces verbal, nu ați semnat nicio prezență, nu s-a semnat nimic? Personal nu. Marin Condescu a declarat că ultima ședință a Consiliului de Administrație a avut loc în luna august, atunci când au fost luate o serie de hotărâri, însă acest lucru a fost infirmat de aproape toți membrii Consiliului.